se naște la Ploiești, într-o zi de vineri, 31 martie 1933, Hristea Nichita Stănescu, nimeni altul decât scritorul care a marcat secolul 20 prin versurile sale de o răsunătoare franchețe și melodicitate. Este fiul lui Nicolae H. Stănescu și al Tatianei N. Stănescu. Tatăl, Nicolae Stănescu, se trage dintr-o familie de mici comercianți. Mama, Tatiana Cereciukin, la origini rusoaică, de asemenea provenea dintr-o familie de mici nobili. Cei doi se vor căsători spre sfârșitul anului 1931, la 10 decembrie. Peste un an și jumătate avea să vină pe lume tânărul Nikita, care va bucura viața tinerilor părinți. Va primi numele ambilor bunici, Nikita și Hristea, însă părinții îl vor alinta Nini. Nini era fermecător și buclat. Părinții săi își doriseră o fetiță, de aceea îl îmbrăcau cu rochițe și costumașe fanteziste, croite de tatălui. Copilul era purtat până la 3-4 ani, în chip de fetiță și tuns cu breton. Are loc o întâmplare în care se sizează diferențele între fetițele din vecin și el, și are loc prima răzvrătire a lui Nini. Refuză să mai umble astfel costumat. Ca statură, eram un copil necrescut și, peste faptul că eram extrem de mic, eram și insuportabil și pe deasupra și mofturos la mâncare, spune Nini. Făcea destule pozne și nazuri, dar își primea răsplata de la părinții săi, o chelfăneală binevenită. În anul 1938 se naște sora sa, Mariana Elena. Copiii vor fi educați de părinți îndeaproape, însă vor avea și o fată pentru îngrijirea copiilor, și anume pe Ana Silaghi. Între 1940 și 1944 urmează cursurile școlii primare numărul 5 din Ploiești cu severul Institutor Popescu. Din cauza războiului însă este nevoit să-și continue clasa a treia la Bușteni obține premiul întâi pentru silință la învățătură și bună purtare. Clasa a patra o absolvă împreună cu părinții în refugiul la Vălenii de Munte. Izbucnește războiul. Părinții au încercat pe cât posibil să-l ferească de ororile războiului. Totuși, bombardamentele, pădurile arse, soldații trecând, case dărmate și moartea colegului său de bancă, Antonel, îl vor afecta puternic pe inocentul Nini. Între anii 1944-1948 este elev în clasele gimnaziale la liceul Sfântul Petru și Pavel din Ploiești. Este coleg și foarte bun prieten cu Eugen Simion. Nu se va remarca în mod deosebit la nicio materie. Ia lecții de pian și începe să scrie versuri. Descoperă lectura, iar tatăl său este cel care îi cumpără cărți, alimentându-i setea de cunoaștere, în timp ce mama îi va cultiva plăcerea pentru muzică. Când se întorcea acasă, Nini avea un ritual după care mama, aflată de cele mai multe ori la bucătărie, îl recunoștea și începea să-i pregătească masa. Arunca servieta, se așeza la pian și cânta. Mama este și profesorul de rusă, atât pentru băiatul ei, cât și pentru amicii lui nedespărțiți. Mirces Petrescu, Emil Popescu, Morel Wolf, Valeriu Pârvan. Fiind la acea vreme un băiat voinic și îndesat, Nikita își va atrage porecla de grasu. Profesorul Nicolae Similache este cel care îl îndeamnă pe elevul Hrista Stănescu, care scria în revista liceului, să semneze și cu al doilea nume, Nikita. I se părea mai exotic și cu mai multă priză la public. În 1948 moare bunicul matern fost profesor de științe exacte care l-ar fi putut ajuta cu studiile. 1948-1952 Urmează cursurile liceale în cadrul aceluiași liceu Sfântul Petru și Pavel, devenit între timp Ile Caragiale. Continuă să scrie versuri în mod timid însă. Scrisul nu este singura sa pasiune. Va desena caricaturi pentru Gazeta de Perete a Liceului, pe care le va semna H împreună cu prietenii săi nedespărțiți, Emil Popescu, Mircea Petrescu, Valeriu Pârvan și Wolf Morel, înființează revista Bacaonia. Numele se trăgea de la expresia a face pe cineva de băcănie. Îi place și sportul, joacă volei, face curse cu bicicleta, la fotbal ocupă postul de portar, este îndrăgostit de Magdalena, sora prietenului său Mircea Petrescu. Adolescența va rămâne însă pentru Nikita, vârsta de aur, pe care o va evoca mereu. Vara anului 1952 pleacă la București să susțină examenul de admitere la Politehnică. Nikita se întoarce triumfător cu vestea că a reușit la Română. Când am auzit să cădem jos, își aminteau părinții săi și încearcă să-și convingă băiatul despre ce este bine în viață. Decât un inginer prost, mai bine un profesor bun, răspundea tânărul Nikita. În toamna anului 1952, până în vara lui 1957, îl aflăm student la Facultatea de Filologie a Universității din București. Acum îl cunoaște pe Grigore Hagiul, prietenul său de o viață. În octombrie 1952, se căsătorește cu colega lui de grupă și iubita din liceu Magdalena Petrescu. Căsătoria însă nu durează, cei doi despărțindu-se după numai un an. În 1955 este îndrăgostit de noua colegă, Doina Ciurea. Spre sfârșitul facultății, tinerii se vor logodi. Transcrie argoticele pe care le păstra încă din liceu, care nu au fost publicate și sunt văzute ca profund neserioase și scrise de un copil. În anul 1956, în anfiteatrul Odobescu, îl întâlnește pe Nicolae Labiș recitând poezia Moartea Căprioarei. Are prima întâlnire cu pictorul Tuculescu și se gândea să se apuce de pictură. Va lega prietenii trainice cu Cezar Baltag, Fănuș Neagu, Mircea Ivănescu. În luna martie 1957, are loc debutul tânărului Nikita Stănescu. Debutează simultan în revista Tribuna din Cluj, îi apar poeziile Au fost oamenii mulți, la lemne, pământ, și în Gazeta Literară din București îi apare poemul 1907. Împlinea doar 24 de ani. Până la sfârșitul anului, îi mai apar în Gazeta Literară o traducere Vegea din A, Tudal și poemele Cântec de Leagăn, Femeia aceea, deceniul republican. În tribunai apare un triptic de dragoste, Joc de 1, Despărțirea de dimineață și Joc de 2. Traduce poezii din limba rusă, sârbă și engleză împreună cu Matei Călinescu. Între anii 1957-1960, ocupa pentru scurt timp funcția de corector la secția de poezie a Gazetei Literare, director fiind Zaharia Stancu. Locuiește în condiții precare și starea materială lasă de dorit. Îl va cunoaște personal și pe marele scriitor Tudor Arghezi, care îl va invita în casa lui, fiind convins că în tânărul Nikita zace acel poet ce nu poate fi îngenunchiat de nimeni și de nimic. După terminarea facultății, până în anul 1968, este angajat ca redactor la secția de poezie a Gazetei Literare. În anul 1961, apare volumul Sensul Iubirii la editura SPLA, 112 pagini de poezii purtând semnătura lui Stănescu. Volumul de poezii primește critici pozitive din partea criticilor. Între lunile ianuarie. Și februarie 1962, Nichita Stănescu călătorește la Hunedoara și la Reșița, trimis spre documentare la combinatul siderurgic pentru un contact mai intim cu concretul. Va scrie câteva poeme cu temă siderurgistă târziu de vară, sensul oțelului. La 6 iunie 1962, se căsătorește cu doi naciurea. Se hotărăște să facă acest pas după 10 ani de relație. Un timp, locuiesc cu părinții doinei. Apoi, primind prima sa casă, se mută pe magistrala Nord-Sud la numărul 11. Aici vor avea loc cenacluri literare cu prietenii. Nikita face prima călătorie în afara granițelor, în Cehoslovacia, în anul 1963. În 1964 apare volumul O viziune a sentimentelor, fiind inspirat în cea mai mare parte de povestea de dragoste pe care o trăiește alături de soția sa, Doina Ciurea. Avea 118 pagini și costa 4 lei și 50 de bani. Este volumul care îl consacră ca un poet solar al purității adolescentine. Cartea primește premiul Uniunii Scriitorilor. Timp de 10 zile, între 5 și 15 iunie 1964, Face o călătorie în Finlanda pentru a participa la întâlnirea tinerilor scriitori din Europa. Participă la manifestările prilejuite de împlinirea a 75 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Descoperă Praga, Berlinul, Copenhaga, iar orașul Helsinki pur și simplu îl fascinează, descoperind splendoarea nopților albe. Spre sfârșitul anului 1964, o cunoaște pe Gabriela Melinescu, poetă în plină afirmare. Relația sa cu soția este în impas. Lichita părăsește căminul conjugal, preferând găzduirea prietenilor săi, Aurel Covaci și Gheorghe Tomozei, care îl vor găzdui pe rând. Luna martie 1965 este luna lui Nikita. La editura tineretului îi apare volumul Dreptul la timp, 84 de pagini de poezii, și este ales în Comitetul de Conducere al Uniunii Scriitorilor. Anul 1965 aduce schimbări. Se desparte după numai trei ani de la căsătorie de doi naciurea. Cu toate că despărțirea s-a produs încă din anul 1965, divorțul, în fapt, al celor doi este înfăptuit abia 16 ani mai târziu. În anul 1981, primește două premii importante ca o recunoaștere a talentului său literar. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul O Viziune a Sentimentelor, iar la Strunga primește premiul mic pentru poemul Quadriga. Juriul macedonean îl preferă pe Nikita Stănescu, iar nu pe Evtusenko. Este prima sa recunoaștere pe plan internațional. Anul 1966, Noi triumfuri literare. Apare în traducerea lui Nikita Stănescu volumul Versuri de Vasco Popa și publică 11 legii, volum de seamă al operei sale, apărut la editura Tineretului, 84 de pagini. În anul 1967 îi apar trei volume, Roșu Vertical la editura militară, Alfa la editura Tineretului și Oul și Sfera, la editura Pentur Literară. Acum îl cunoaște pe Jacques Prevert. Anul următor, în 1968, îi apare volumul Laus Ptolemei, la editura Tineretului. În luna iunie, se află în Cehoslovacia, unde vizitează orașele Brno, Spielberg, Praga. Anul 1969. Nikita Stănescu publică volumul de poezii Necuvintele. 216 pagini de poezii. Volumul apare la editura tineretului. Tot în acest an îi apare un pământ numit România, la editura militară, și placheta 5 degete, 16 pagini. Primește premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul Necuvintele. Este numit redactor șef adjunct al revistei Luceafărul alături de Gheorghe Tomozei, Adrian Păunescu și Fănuș Neagu. Spre sfârșitul anului, îl aflăm împreună cu iubita sa, poeta Gabriela Melinescu, locuind într-o casă de pe Aleea Romancierilor. În noiembrie 1969, devine redactor șef la revista Argeș, unde amicul său, Gheorghe Tomozei, inaugurează o bibliotecă de poezie. În luna decembrie 1969, se află în mașina condusă de Nicolae Breban, care face un accident pe șoseaua Câmpina București. În acest accident este rănit grav Pop Simion. Nikita îl însoțește pe prietenul său, aflat între viață și moarte, la spital și stă toată noaptea, încurajându-l cât timp a durat operația. Anul 1970 Apare volumul În duncele stil clasic, la editura Eminescu. În 212 pagini și a doua antologie de autor, Poezii, la editura Albatros, 248 de pagini. I se traduce volumul 11 legii din limba română în engleză și din română în limba franceză. Călătorește la Belgrad, unde va aduna amintiri care se vor regăsi în volumul Belgradul în cinci prieteni. Cei cinci prieteni erau Angel Dumbrăveanu, Petre Stoica, Adam Pus Logic și Sârba Igna Jatovic. Se desparte de iubita sa, Gabriela Melinescu. În acest timp, susține o rubrică lunară la revista Argeșul a prietenului Tomozei. Scrie o prefață la traducerea lui Aurel Covaci din TS Eliot. Poeme. Între anii 1970 și 1973, este redactor șef adjunct la România Literară, revistă condusă de Nicolae Breban. În anul 1971 apar în RSF Iugoslavia două cărți traduse și îngrijite de prietenul său Adam Puslojic. Beograd, Upet, Pritagelia, Belgradul în cinci prieteni și Nerici. În luna mai face călătorii în Italia, la Veneția și Roma. După ce am văzut Pieta de Michelangelo, am devenit un om cult. În lunile iulie și august se află la Londra. Participă la al patrulea festival de poezie: Poetry International. Prezența poetului român a fost remarcată de presa britanică după ce acesta s-a fotografiat alături de WH Auden. 1972. Obține pentru a treia oară premiul Uniunii Scriitorilor. De această dată pentru volumul de eseuri, Cartea de recitire, a apărut la editura Carta Românească, 150 de pagini. În biblioteca Argeș îi apare a doua plachetă, O literă în oglindă. Se difuzează numai cu revista Argeș. Apare versiunea în limba română a volumului Belgradul în cinci prieteni la editura Dacia din Cluj, 62 de pagini și Măreția frigului. Romanul unui sentiment la editura Junimea din Iași, 190 de pagini. Ține constant rubrica din ziarul Argeș, traduce și prefațează un volum de versuri de Adam Puslojic, Pasărea dezaripată. Locuiește în cartierul Drumul Taberei din București, într-un apartament de două camere, ai căror pereți sunt tapetați cu icoane pe sticlă și lemn. În această perioadă colecționează ceasuri vechi, pe care le face cadou prietenilor. În octombrie 1972, îl găsim în Franța, unde vizitează Parisul. În luna noiembrie a acelui așa an, le scrie o vedere părinților din Rotenburg și Freiburg. 1973, îi apare antologia Clar de Lună, la editura Junimea. Cele 267 de pagini cuprindeau numai poezii de dragoste. În biblioteca Argeș apare a treia plachetă. Ion Neculce, o samă de cuvinte așezate în chip de vers de către Nikita Stănescu. 16 pagini. La editura Flacăra se publică volumul Strigarea numelui. 184 de pagini. Traducere în sârbo-croată de Adam Puslojic. În anul 1974 îi apar traduceri în limba engleză și maghiară, Vizi Orgona, Orga de apă și The Still Unborn About the Dead. În luna martie, Nikita suferă un preinfarct și este internat la Spitalul de urgență Floreasca. Are o revelație asupra morții sub forma unui îngrozitor tunel orange. Poetul locuiește acum într-un subsol la Ion Dragonoiu. În acest an va călători pentru a doua oară în Republica Federală Germană cu ocazia campionatului mondial de fotbal. Anul 1975 începe glorios pentru poetul Nikita Stănescu. Primește premiul Gottfried von Herder din partea Universității din Viena. Tot în acest an primește pentru ultima oară în timpul vieții premiul Uniunii Scriitorilor. La editura Minerva îi apare în colecția Biblioteca pentru toți, secția de autor, Starea poeziei. 420 de pagini. Pe plan internațional, poetului Nikita Stenescu îi este tradusă opera și în limba suedeză. Îl găsim publicist comentator la România Literară. Se mută în ultima sa locuință, strada Piața Amzei, la numărul 9, în București. Locuința era în apropierea locului unde Eminescu îi citise poezia Luceafărul, criticului său Titu Maiorescu, și acelui unde familia Slavici l-a găzduit pe marele poet național. La sfârșitul lunii mai 1976 merge la Veian, unde îi se decernează premiul Herder. Evenimentul are loc în Aula Academiei Austriece de Științe. Cumpără flori pentru doamnele coloniei romane din Viena și lalele negre pe care le împrăștie pe strada pe care a locuit marele poet Mihai Eminescu. În luna septembrie este oaspetele zilelor literaturii sovietice la Chișinău. În anul 1977, scriitorul suedez Arthur Lundqvist îl propune Academiei Suedeze pentru includerea pe lista candidaților la Premiul Nobel. La 4 martie 1977, un cutremur devastator zguduia România. Nikita va pierde doi prieteni foarte buni, Alexandru Ivasiuc și Nicolae Ștefănescu. Această dublă tragedie îl va marca. Pe Nicolae Ștefănescu încearcă să salveze, dar este prins sub dărmături. Suferă o paralizie temporară pe partea stângă. Anul 1978 După o îndelungată absență editorială, îi apare la editura Junimea volumul Epica Magna, cu ilustrații de Sorin Dumitrescu și totalizând 215 pagini. Cartea este lansată la Iași și apoi la București cu prilejul înființării unui teatru de poezie la Notara. Tot în acest an primește premiul Mihail Eminescu pentru volumul Epica Magna din partea Academiei Române. În luna iulie o cunoaște pe Todorița Tarita, Dora, pe atunci încă studentă cea care îi va deveni peste patru ani ultima soție. În anul 1979, în cadrul unei întâlniri cu cititorii în aula Bibliotecii Centrale Universitare, își lansează volumul Opere Imperfecte, 215 pagini, cuprindea 12 desene de Sorin Dumitrescu. Poetul este afectat de neînțelegerea muncii sale de atâția ani în care elaborase o artă poetică pe care el o considera mai nuanțată decât cele anterioare. Anul 1980 Nikita Stănescu este nominalizat de Academia Suedeză la Premiul Nobel pentru Literatură. Alături de Max Frisch, George Borge, Leopold Sedar Sengorn, laureatul va fi poetul grec Odysseas Elitis, împreună cu prietenul său, Gheorghe Tomozei. Editează carte de citire, carte de iubire, 111 pagini, cuprinzând versuri și proză poetică pentru copii. Apare la Belgrad o culegere Stanie Poezie, în traducerea lui Petre Cârdu. Tot în acest an apare și monografia lui Ion Pop, Nikita Stănescu, Spațiul și Vârstele Poeziei. În anul 1981 primește medalia Meritul Cultural, clasa a doua. Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român. La începutul lunii august are prima criză de ficat cu o puternică hemoragie. Se hotărăște, deși are oroare de procedurile birocratice, să divorțeze de prima sa soție, Doi Ciurea. În octombrie și noiembrie crizele de ficat se repetă, iar poetul se internează la Spitalul Fundeni. Revine la același spital spre sfârșitul lunii decembrie. Revelionul îl petrece aici în rezerva clinicii. În anul 1982 publică al doilea volum de eseuri, Respirări, la editura Sport Turism, 383 de pagini. Tot în acest an publică volumul Noduri și semne, la editura Cartea Românească, cu ilustrații semnate de Sorin și Doina Dumitrescu. Moare tatăl poetului îl va marca acest lucru și se va gândi din ce în ce mai tare la sfârșitul său. În luna martie primește premiul cu luna de aur al Festivalului Internațional, Serile de poezie de la Struga. Călătorește prin Macedonia și Iugoslavia. În luna iulie se căsătorește cu Dora, cea care va fi ultima soție a scriitorului. În octombrie 1982, participă alături de scriitorul Marin Sorescu la Festivalul de Poezie de la Belgrad, unde dictează prietenilor un ciclu de poeme tipărit de aceștia sub titlul Oase plângând, 70 de pagini cu desene făcute de Nikita și fotografii cu acesta din timpul vizitei poetului. În noiembrie, aflat într-o călătorie în Vrancea, Nikita își fracturează piciorul stâng, care se vindecă foarte greu va sta aproape șase luni cu el în gips, imobilizat în casă. Dictează în acest timp Antimetafizica. În decembrie 1982 publică volumele de eseuri Respirări și Mașina de meditat cu glas tare, ambele apărute la editura Sporturism. La 31 martie 1983, împlinirea a jumătate de secol de viață, Nikita este sărbătorit în întreaga țară atât prin manifestări cât și prin nenumărate articole închinate marelui poet Nikita Stănescu. Cu toate că nu lasă să se vadă oboseala, ascunde față de toți semnele bolii și afișează un optimism debordant, deși starea îi se înrăutățește de la o zi la alta. În luna iulie participă la un simpozion de poezie în Bulgaria. În luna august împreună cu Augustin, frățilă și soția sa Dora, călătorește în Iugoslavia, unde are o criză neobișnuit de gravă, fiind necesară intervenția medicilor. În octombrie 1983, Nikita participă la o tabără de creație de la Teremia, în județul Timiș. Va susține un recital de poezie la Timișoara. În perioada 9-11 decembrie 1983, se află la Drobeta Turnu Severin pentru a participa ca martor principal la căsătoria prietenilor săi de familie, Ofelia Rotaru și Alexandru Condescu. Este încântat de călătorie, dar mărturisește tinerilor care l așteaptă pe peron că este foarte somnoros în urma nopților nedormite din cauza certurilor unor prieteni pe care până la urmă îi împăcase. La cină, Nikita dedică un poem gazdei, profesorul Nicolae Rotaru și se retrage de vreme în camera sa, ceilalți urmărind programul televiziunii iugoslave. A doua zi se scoală foarte târziu, are aceeași stare de somnolență și, contrar obiceiului său, cere multă cafea. La ceremonia din catedrala pictată de Tătărăscu, Nikita participă ca la un recital muzical. Va cânta la orgă, pe lângă plopii fără soț, un fragment din Bach și un vals, dedicate tinerilor căsătoriți. Va mai cere formației să cânte melodii sârbești, pe melodia Macedonia le va arăta cum să danseze, dar și cântece ale bunului său prieten, Fărcașu. Va consuma doar câteva pahare de vin. Spre seară, este invitat de protopopul Crăciun, care locuia foarte aproape să deguste un vin bisericesc și să admire câteva obiecte vechi de cult. Înainte de orele 21, poetul se retrage spre camera sa. Declară că îi va aștepta pe tinerii căsătoriți, căci are alea da unele sfaturi de viață. Pe la orele 23:30, când aceștia se întorc acasă, găsesc lumina aprinsă. Dar poetul doarme netulburat. Pe 11 decembrie, într-o duminică, stau cu toții în casă. Nikita trezindu-se pe la prânz. Împreună cu tinerii căsătoriți și cu Dora face proiecte de viitor vorbește despre predarea antologiei, ordinea cuvintelor, chipzuiește cum vor cheltui banii pe care poetul ar urma să ia în urma unui premiu special despre care are știre că îi se va acorda în curând. Nikita decide să se întoarcă cu toții a doua zi, luni, deși inițial se gândise să stea mai mult. 12 decembrie 1983 Luni dimineața sunt cumpărate bilete, dar când se trezește spre prânz, Nikita se plânge că nu se simte bine și nu vrea să mănânce nimic. Rămâne în pat până la ora plecării trenului, dar într-o cu totul altă stare decât cea din ziua anterioară. În tren călătoresc singuri într-un compartiment clasa I, și Nikita, întins pe canapea, doarme tot timpul, un somn agitat și cu dese întreruperi. Ajunge în București la orele 22:30. Poetul face, la despărțire, semne cu mâna și își invită a doua zi prietenii să treacă pe la el. Ajuns acasă, Nikita se culcă. 13 decembrie, noaptea. Durerile din zona ficatului se accentuează și simte că nu mai poate respira. Doctorul Zeana, un prieten al său venit în grabă, cheamă salvarea. Până la mașină și apoi pe coridoarele spitalului de urgență, Nikita merge pe picioarele sale și este tot timpul conștient, dar criza se repetă și cu mai multă violență și orice intervenție este zadarnică. La orele 2 și 10 minute, poetul Nikita Stănescu se stinge din viață în urma unei crize hepatice. Corpul neînsuflețit este depus la Biserica Sfântul Silvestru. Pe 14 decembrie 1983, trupul neînsuflețit al scriitorului este depus la Casa Scriitorilor pentru ca cei dragi și oamenii care l-au cunoscut să-și poată lua rămas bun de la cel care a fost scritorul Nikita Stănescu. A doua zi, Nikita și găsea liniștea mult căutată. Este înhumat la cimitirul Belu, din București, pe aleea scriitorilor, în fața mormântului marelui nostru poet Mihai Minescu. Nikita Stănescu rămâne un reprezentant de seamă al neosimbolismului românesc, un apărător înfocat al prieteniei și al relațiilor interumane, care afirma că dacă ai un prieten, este ca și cum ai avea un înger păzitor.